bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena. E vară, ar trebui să fim mai relaxați, însă întâmplările din jurul nostru, întâmplările din cultura contemporană, nu prea ne permit acest gen de relaxare. Astăzi vom vorbi despre situația dramatică, de-a dreptul dramatică, a acelei culturi neinstituționalizate, care întotdeauna în spațiul românesc a jucat rolul ăsta de cenușă reasă, dar odată cu pandemia, cu povestea aceasta cu COVID-ul, se pare că cenușăreasa asta e aproape de moarte clinică. Invitatul meu din această ediție e o persoană care de ani de zile are de-a face cu genul acesta de probleme și care simte acutizarea, urgentarea necesității unor intervenții majore ale statului în chestiunea aceasta a culturii independente. Îi spunem bun venit lui Carmen Grădeanu, președintele Asociației Companiei FAP. Bine ai venit, Carmen! Bine v-am găsit! Bună ziua telespectatorilor! Mulțumesc foarte mult de invitație! Carmen, exact acum un an, în august 2019, stăteam de vorbă pe teme oarecum asemănătoare și în discuția noastră era deja un pesimism destul de accentuat. Acum, la un an după acea emisiunea noastră, în care habar n-aveam de pandemie, de nebunia care urmează, privind retrospectiv, aproape că îmi dau seama că eram optimist, Carmen. Da, ar fi existat cumva o zonă optimistă. Eu aș corecta puțin calificativul stării în care ne aflăm. Deci noi am trecut deja de faza dramatică, ne îndreptăm spre tragic. Adică dacă... Asta ca să fim în limbaj teatral. Da. Adică dacă instituțiile publice de cultură se află într-o fază dramatică, noi chiar am depășit această fază, deci ne îndreptăm spre tragic. Și vă spun și de ce. Dispar și așa. Exista o mare problemă cu spațiile de creație și de prezentare a produselor culturale. Aceste spații au dispărut, sunt în continuare pe calea de dispariție pentru că ele nu mai pot fi susținute și aici vin cu un exemplu. Din câte am înțeles, cei de la teatru din Stejar, care abia s-au chinuit să încropească un spațiu, se confruntă cu această problemă. Vreo doi dintre ei am înțeles că s-au angajat pe la Glovo sau da, nu știu pe unde. Frații ca să... Ivani, am avut într-o emisiune pe această temă frumoasă a deschiderii unui nou spațiu. La scurt timp s-a ales praful și pulverea. Exact. Deci acești oameni nu primesc absolut niciun sprijin de niciunde și nu mai vorbesc de teatru fix sau de ad arta, singurele spații independente. Ad arta lângă complexul comercial Carrefour Felicia, exact. Teatru fix ceva mai încolo în zona industrială, la exact. Halele acelea. Ori închiderea unui spațiu reprezintă o lovitură fatală, exact, pentru că acel spațiu, dincolo de faptul că este un spațiu de creație, unde oamenii își fac meseria pentru care au fost pregătiți, este și un spațiu de gândire, este și un spațiu. Și atunci dispariția unui spațiu, și așa foarte puține, deci reprezintă practic anihilarea acestei categorii sociale, clasa creativă, practic. Bun, în toată România, încă din martie s-a pus problema foarte serios, cel puțin noi ne-am pus problema pe rețele de socializare, nu știu la nivelul decidenților cât de serioasă a fost percepută această tragedie, dacă nu cumva a fost percepută ca o comedie. Nu s-a rezolvat nimic concret. Aproape că se făcea milă de chetele pe care le făceau artiști pentru a susține colegi de-ai lor din zona independentă, care erau muritori de foame, la propriu, nu e o metaforă asta. Într-adevăr așa este, dar acest dezastru îl putem observa și la alte niveluri. Însă mă voi referi strict în această zonă. Practic, pandemia a scos la iveală slăbiciunea și faptul că acest sector a fost ignorat cu bună știință ani și ani de zile. De ce, Carmen? Că e important să înțelegem de ce s-a întâmplat asta.
Aici este o discuție mai lungă și aici voi aborda puțin categoria socială din industria IT. Se pune foarte mult accent. Noi avem, de exemplu, o imagine în oglindă a ceea ce a însemnat comunismul în anii 60. Deci în anii 60 se construiau fabrici și uzine și se puneau bazele noului proletariat. Deci apăreau acele cartiere muncitorești, muncitorii aveau facilități, aveau salarii foarte mari, li se dădeau apartamente. Se dezvolta proletcultismul ca reflecția socialului. În zilele noastre și se puneau bazele omului nou. În zilele noastre avem exact aceeași proiecție, dar adaptată la secolul 21. Da? Deci observăm că se înalță tot felul de cartiere pe modelul acelor cartiere muncitorești. Investiția este foarte mare în acest domeniu IT. În noul om? Exact, este noul om, dar de fapt este noul proletariat. De ce este noul proletariat? Se investește foarte mult în această zonă, de la imobiliare până la faptul că sunt scutiți, de exemplu, de taxe și impozite. Da, niște facilități care și sunt revoltătoare dacă le compari cu lipsa de facilități din zona culturală. Exact. Și în perioada comunistă, facultățile umaniste și în special facultățile de artă erau ignorate. Deci reprezentau cam 0,6%. Da? Ce avem în secolul 21? Da? Deci în această perioadă post-comunistă avem exact același lucru. Deci facultățile umaniste sunt complet ignorate, facultățile vocaționale și de artă la fel. Da? Asta este un fenomen, care de fapt nu duce la nimic bun, pentru că noi ca identitate așa avem cultura. Care, cum ne identificăm noi, da? Deci cum ne identificăm noi față de celelalte țări europene, de exemplu? Prin sistemele IT pe care le producem. Păi nu, pentru că asta înseamnă țara muncii ieftine. Deci asta înseamnă țara muncii ieftine. Și aici aș mai veni cu o observație. Dacă în comunism aveam acele cartiere muncitorești și acele aglomerări în care mai exista un centru cultural, un cinematograf, ceva, un club, exact, aceste cartiere nu au absolut nimic, și încetul cu încetul, și aici mă refer strict la Iași, dar e valabil la nivel național, practic Iașu în momentul ăsta creează niște cartiere dormitor în care oamenii nu fac nimic altceva decât ajung acasă, mănâncă și dorm și a doua zi o iau din nou de la capăt. Și au iluzia, da? Fericirii și a împlinirii sociale. Da, eventual se uită la Netflix sau stau pe tabletă sau pe Facebook. Pe când în perioada comunistă cât de cât mai aveai un cinematograf, chiar dacă se făcea propagandă sau mai știu ce se făcea pe vremea aia, dar cât de cât mai vedeai un film, mai aveai acces. De asemenea, distanțele sunt foarte, foarte mari. Deci, da, în momentul în care stai, nu știu, undeva la Ciurea, în cartierul Vișoianu, îți este foarte greu după 13 ore de muncă, când abia aștept să ajungi acasă, să te relaxezi puțin. Îți dai seama că cei care te aud acum pot să-ți reproșeze că e un elogiu ascuns, mascat, adus comunismului. Nu, eu pur și simplu spun că este doar o imagine în oglinda a ceea ce a fost. Ba dimpotrivă este mai rău, pentru că, de exemplu, aceste cartiere nu au școli. Aceste cartiere nu au grădinițe, fără îndoială de un centru cultural nu mai povestim, nici centre comerciale nu sunt, adică abia se fac. Și eu consider că dacă dorim să avem o comunitate educată, deci o comunitate cultivată, o comunitate creativă, da, eu cred că
trebuie mai multă grijă acestor, trebuie, nu știu, administrația locală, habar n-am, trebuie să se focuseze pe dezvoltarea acestor cartiere. Dar tu consideri că e premeditată această investiție foarte fragilă în cultură? Sau pur și simplu vine din prostie, din indolența unor guvernanți, unor autorități locale care nu văd în cultură o prioritate niciodată? Vine și din indolența guvernanților, pentru că dacă ne uităm, chiar citeam recent, mă rog, acel material făcut de Recorder la adresa domnului ministru Vela, vedem care este nivelul lor. Adică, totuși, dacă vrem să dezvoltăm cultura, dacă vrem să ne identificăm ca popor în fața altor țări cu ceva, trebuie încurajat acum, Carmen, dacă zona să fim, asta. Să fim onești, să gândim politic, să ne proiectăm în perspectiva politicienilor, cultura nu face rating electoral foarte mare. Cultura e o afacere a celor puțini, până la urmă. Bine că mi-ați ridicat mingea la fileu și revin iarăși la această imagine în oglindă, da? Deci ce aveam? Aveam în comunism se crea omul nou care reprezenta o bază electorală, da, pentru Partidul Comunist. Deci asta era. Deci acești muncitori, conglomeratul ăsta de urban alcătuiau în care mașinăria... erau, alcătuiau, da, susținerea acele ce avem în secolul 21, avem exact același lucru. Exact același lucru. Sectorul IT și, în general, lucrătorii din corporații constituie o bază electorală pentru... Și atunci, evident că atenția este mai mult în această zonă. Nu știu, eu nu cred că este sănătos, pentru că... ceea ce a însemnat, știu eu, sudorul, sculerul matrițer până în anii 80, asta va însemna IT-istul în următorii 10 ani. Ei ți-ar putea, adică... replica, ți-ar putea replica faptul că au și o formă de cultură, acea cultură festivalieră despre care noi am discutat și care e asumată cumva de corporații. Gândește la After Hills, la marele festivaluri de astea de muzică. Da, asta așa este, numai că evenimentele astea sunt niște evenimente de entertainment, nu sunt niște evenimente... Ele definesc cultural, vezi? Aici e mutația de paradigmă. Da, s-ar putea defini, dar e o cultură de masă, adică nu vorbim despre un conținut cultural neapărat valoros care, mă rog, să contribuie la... știu eu, o schimbare de mentalitate sau să-ți îmbunătățească, să-ți îmbunătățească viața vorbim. Sau să-ți îmbunătățească cum să spun eu receptarea unor estetici. Deși sau... dacă individul e fericit la Antold, poți să contraziști tu fericirea lui personală și definiția lui privată asupra fericirii. Dar individul care se duce la Antold poate să aibă, bine mersi, curiozități și în zona culturii contemporane, de exemplu, dar poate să-și pună niște întrebări. Adică eu nu minimalizez capacitatea intelectuală a acestui public, ba dimpotrivă, eu cred că acești oameni au o capacitate intelectuală destul de ridicată încât să aibă curiozități și în zona unui conținut cultural mai consistent. Hai să vorbim un pic despre ce se întâmplă la Iași. Ai aplicat pentru, din partea asociației pe care o conduci ca în fiecare an în primăvară la acea felie de cașcaval, să-i spunem așa, plastic, destinat domeniului cultural pentru ONG-uri, prin intermediul acelui birou de relații cu societatea civilă. Ce s-a mai întâmplat? Păi nu s-a mai întâmplat nimic. Lucrurile au mers foarte bine, în sensul că ei au organizat acest call, acest anunț într-un timp scurt, adică în luna aprilie, sfârșit de martie, aprilie. Deci deja în plină pandemie. Mi-amintesc, da, spre deosebire de alți ani când acest call avea loc în mai, iunie, deci undeva pe la jumătatea anului, deci au funcționat foarte bine.
Evaluarea proiectelor la fel s-a făcut într-un timp relativ ok. Problema este că noi în momentul ăsta deja trebuia să începem proiectul la data din 1 august, un proiect care implică... Conform graficului inițial, nu? Conform graficului inițial, ori în momentul ăsta noi nu avem semnat niciun contract cu primăria. Deci noi deja suntem, avem întârziere de o săptămână. Și o să mai aveți, pentru că a apărut în spațiu public acel comunicat al Biroului de Relații pentru Societatea Civilă, prin care vi se atrage atenția să vă, să vă remodelați proiectele adaptându-le pe spațiu, pe mediul online. Și aici vorbesc strict de proiectul asociației pe care o conduc. Acel proiect din start a fost gândit pentru mediul online. Ați avut indicații de la început, da, să le proiectați pe online? Da, exact. Angajații biroului ONG ni s-a pus cel puțin nou, ni s-a pus în vedere faptul că activitățile anul ăsta se vor desfășura online, chiar dacă va fi o perioadă de relaxare. Se vorbea deja despre al doilea val și atunci nu era cazul să ne asumăm niște riscuri aiurea. Ceea ce e corect. Ceea ce mi se pare corect, acei oameni au gândit foarte bine, s-au mișcat foarte bine, însă uitați în ce situație suntem acum. Ai angajat niște discuții, niște invitații? Bineînțeles, pentru că proiectul nostru cam fiecare an implică artiști din străinătate, implică niște workshop-uri, implică un concert online, implică un artist talk. Adică axat și anul acesta pe zona independentă, de cultură neinstituționalizată. Nu. Iar partenerul nostru este Centrul Cultural German, care a alocat un buget care reprezintă contribuția noastră la acest proiect. E un buget măricel, dacă stăm să ne gândim, e vorba de 12.000 de lei. Pentru cultură e măricel, pentru alte zone e absolut derizorie. Da, practic nu există. Ei primesc un buget de la Goethe-Zentrum din București și bineînțeles că și ei vor fi întrebați: ok, v-am alocat buget pentru acest proiect, dar acest proiect se mai ține sau nu se mai ține? Adică ori această întârziere, această nesiguranță, deci cumva această... ca omul ăla care are de prins un tren dintr-un alt tren și depinde de legăturile... Da. Și eu nu știu cât de mult se înțelege în situația asta faptul că orice întârziere are un efect de domino. Adică amânări, oamenii și-au făcut niște programe, eu nu pot să închei niște contracte cu ei. În momentul în care nu pot să închei contracte, deja discutăm puțin altfel cu amânarea activităților. Poate nu îi mai avem pe acești artiști, trebuie să căutăm alții. Adică pur și simplu, în loc să, în situația asta dificilă în care ne aflăm, în loc lucrurile să meargă cumva mai bine, având în vedere că noi alt sprijin nu primim, uitați că lucrurile merg destul de, greu. La biroul ăsta de relații pentru societatea civilă au fost și niște mutări de personal, niște înlocuiri, niște demiteri, au fost niște valuri în perioada asta. Da, nu știu ce a fost acolo. Ideea este că acest birou timp de 3-4 ani a funcționat foarte bine. Nu am avut niciodată, bine, am mai avut divergențe cu persoanele care lucrau acolo, dar în general au dat dovadă de profesionalism, adică contractele au fost semnate la timp, plățile au fost făcute la timp. Contează enorm de mult ca o plată să-ți fie făcută la timp, mai ales în contextul în care ai artiști internaționali. Absolut. Pentru că asta înseamnă bilet de avion, înseamnă o grămadă de lucruri. Plus seriozitatea brandului tău. Exact. Pentru edițiile viitoare. Exact, și a partenerului, pentru că dacă avem partener, o instituție culturală ca Centrul Cultural German sau ca Centrul Cultural Francez, evident că și reputația lor este pusă în joc. Orice întârziere la plată înseamnă cheltuieli mai mari, cheltuieli care nu sunt bugetate,
Deci, biroul ONG din primărie a funcționat, din punctul meu de vedere, până la acest moment, profesionist. Profesionist. Acum e un nou director de birou sau șef de birou, Alexandru Chelaru. Înțeleg că ai avut deja niște discuții cu el. Pare să fie din povestea potrivită sau e genul de implant politic? Nu știu, nu mă pot pronunța. Ideea este că suntem și într-o perioadă dificilă, într-adevăr. Na, e pandemie, e stare de alertă. Probabil că, mă rog... Dar e și campanie electorală, Carmen. Da, urmează și o campanie electorală. În anii electorali, parcă se mișcau mult mai bine lucrurile de obicei. Da, dar vedeți că nenorocirea asta care a dat peste noi îngreunează lucrurile din toate punctele de vedere. Dar sectorul independent, și aici nu mă refer doar la ONG-urile culturale, mă refer la ONG-urile astea puține câte mai sunt, fie pe domeniul sportiv sau... Ai idee în Iași câte ONG-uri sunt? Aș de curiozitate. Păi nu mai știu, nu mai știu, dar active... De ordinul 10-ul, cred că de ordinul 10-ul. Sau... Poate ar fi sute, dar nu sunt active pentru că nu au cum să-și desfășoare activitatea. Adică e atât de greu încât și după această pandemie cred că va fi din ce în ce mai greu. Mai ales dacă mai urmează și o criză, e complicată situația. Dar consider că administrațiile locale, și aici mă refer nu doar la primărie, ci și la Consiliul Județean, ar fi trebuit să se implice măcar la un nivel minimal încât să dea o mână de ajutor acestui sector. Acestui sector care nu contează electoral, Carmen. Ba contează, pentru că fiecare asociație are niște membri. Fiecare asociație are niște beneficiari, fiecare asociație, adică chiar contează. Uite, la Consiliul Județean, președintele Marcel Popa a considerat că nu contează electoral cei care mergeau la Filit, cei care mergeau la FIE, toate aceste festivaluri fiind anulate prin retragerea bugetelor alocate. Da, acolo nu înțeleg ce se întâmplă, e o poveste mai veche, de ani de zile, și aici mă refer strict la sectorul cultural. Ei, prin acel program de finanțare nerambursabilă, finanțează doar proiectele sociale. Nu înțeleg de ce, pentru că e vorba și de promovarea culturii la țară, adică oamenii aia chiar sunt lipsiți de orice eveniment cultural. Scuza oficială e acel spital mobil în care s-a investit foarte mult și care, iată, încă nu există în fizic, nu e nimic palpabil acolo. Eu nu știu, tot timpul se găsesc tot felul de scuze, în așa fel încât de la cultură practic să iei și puținul pe care îl aloci, pentru că dacă stăm și analizăm în ce situație se află Iașul comparativ cu alte orașe, și acum, nu știu, mie eu chiar n-aș mai vrea să mai aduc în discuție Clujul, și uitați, o să aduc în discuție Brașovul, da? Deci un oraș... la suma alocată culturii independente. Da. Brașovul, vorbesc de un oraș mai mic decât Iașu, un oraș și cu care, pretenții culturale mai mici, cu pretenții culturale mai reduse. Anul acesta pe cultură, strict pe cultură, au alocat 2 milioane de lei. Vorbesc de primăria orașului Brașov. Iar dacă ne ducem la Consiliul Județean Brașov, vedem acolo 1 milion de lei alocat pe cultură. La Iași 400 de iar mii la de Iași, lei primăria Iași, 0 lei, 0 lei Consiliul Județean. Deci așa ceva... Deci Brașovul cu 3 milioane e de 7 ori mai interesat de cultură decât Iașul? Se pare că da. Se pare că da, se pare că administrația locală a Brașovului a înțeles că acel oraș nu poate fi doar un oraș dormitor. Deci nu poate fi. Deci e nevoie, oamenii au nevoie de cultură. Iată, au un festival de jazz, un festival de jazz foarte bun. Au festivalul la Mural, deci e o bijuterie de festival. Aveau un festival de teatru interesant pe vremea când era Claudiu Goga, directorul acolo.
Exact, și finanțările se dau foarte chibzuit. Deci cei organizatorii, cei care doresc să organizeze un festival, au un buget mai mare, deci pot aplica la niște sume mai mari. Cei care au niște proiecte mai mici, mă rog, mai mică anvergură, au acces la suma de 50.000 de lei. Ei au găsit o formulă foarte interesantă de melanj de asta între turism și cultură. Da, eu încă aștept să înțeleg strategia turistică a Iașului. Pentru că tu vezi turiști pe străzi? Nu văd turiști și asta este o mare problemă. Există, e adevărat, scuze-mă, turismul ăsta științific, care într-adevăr a existat și există, dar nu e turismul ăla pur dezinteresat, turismul cultural, care face să se ducă vestea despre ce oraș splendid avem. Da, din păcate eu nu știu care este strategia de turism, pentru că eu în momentul de față, la felul în care arată Iașul, și aici aș avea niște observații, că anul trecut, mă rog, m-am plimbat prin mai multe orașe, într-adevăr Iașul stă bine, are spații verzi foarte frumoase, îngrijite, dar nu are vitalitate. Da, mai e turismul de Palace, în care doamnele de la Botoșani vin să-și ia chiloți de la Palace. Da, dar ăla nu este turism. Adică nu este turism. Pur și simplu, omul se urcă în mașină, coboară în fața mall-ului, își umple sarsanalele când sunt reduceri. Da, poate se întreabă, ce e clădirea aia mare din dreapta mall-ului, Palatul Culturii. Și poate îi se face milă și intră și acolo. Da, ar exista și asta, dar nu. În schimb, un oraș când este viu, când se întâmplă ceva, când ai acolo o chestie, într-adevăr, lumea vine. Cât e? Te urci de la Suceava, te urci în mașină, faci o oră și ceva la Iași, vezi un eveniment cultural, te-ai urcat în mașină și ai plecat acasă. Dar mai e și altă problemă din punctul meu de vedere. Noi vorbim tot de turism, de turism, de turism. Așteptăm să vină alții ca să ce? Când noi, de fapt, trebuie să dezvoltăm orașul cultural pentru ieșeni, în primul rând, pentru ieșeni, aici trebuie acționat, din punctul meu de vedere. Să educi un public, să vin studenți aici. Studenții vin din niște medii, mai din orășele mai mici, din mediul rural. Ei trebuie să aibă acces aici. Suntem un oraș, cu o istorie impresionantă, cel puțin așa ne lăudăm, și vin aici și ce găsesc? Cârciumi, așa? Deci a fost dușul ăla foarte rece al eșecului la competiția aia cu capitale culturale, din care n-am învățat nimic. Au trecut deja niște ani de la acea demonstrație de faliment moral al culturii. Și n-am progresat deloc, adică suntem tot în faza în care ne înclinăm statuilor și avem așa gâtul întors spre trecut. Cred că s-a înțeles ceva, dar într-o proporție de, hai să zic așa, vreo 40%, cred că s-a înțeles ceva, pentru că avem un palat Braunstein care, mă rog, va fi dat în funcțiune și acolo vor exista niște spații. Să vedem, Carmen, deci eu nu mai cred, până nu văd, nu mai cred. Așa niște deziluzii am avut în ultimii ani, încât îi tratez cu prezumția de vinovăție pe indivizii ăștia din administrația locală, foarte preocupați de tunuri imobiliare, de multe alte chestii. Acum eu vă spun un lucru. Sunt preocupați de tunuri imobiliare, este treaba lor ce fac, dar în tunul ăla imobiliar nu s-ar putea găsi o școală, un centru cultural, un magazin să-și ia omul de acolo, un kil de cartofi sau mai știu eu ce. Adică eu nu sunt împotriva dezvoltării orașului, Baia Doamne Curcească, ferește. Proiect în care ai fost implicat sufletește de atâta timp, ce se mai aude cu Baia Turcească?
Păi deocamdată nu se mai aude nimic. Se lucrează la Baia Turcească. Când o să se termine? În 2021. În 2021 este programată recepția lucrării. Proiectat să funcționeze ca un cluster cultural sau cum e definit? E definit ca Centru Internațional de Artă Contemporană. Cel puțin așa l-am gândit noi, lucrând cu arhitecții cot la cot la acest proiect, pe care văd că apar unii și l-ad judecă, nu înțeleg de ce și l-ad judecă. Da, într-adevăr, poți fi un susținător al acestui proiect în Consiliul Local, nimic de zis, chiar ne bucurăm. Dar inițiatorii acestui proiect este acest grup de ONG-uri, din care face parte și asociația pe care o conduc, care au militat timp de 20 de ani aproape pentru salvarea acelei clădiri și refuncționalizarea ei. Ai și derulat niște proiecte în trecut. Exact, acolo s-au derulat niște proiecte, s-a muncit pe brânci, se crease la un moment dat un public, acea clădire așa deteriorată cum era ea, ajunsese în acel program, în acel ghid turistic Herodot, așa. Foarte greu, foarte greu s-a demarat acest proiect. Timp de aproape un an de zile am lucrat cot la cot cu arhitecții. Mă rog, s-au câștigat aceste fonduri în februarie, chiar înainte de începerea pandemiei, declanșarea acestei pandemii. Am fost acolo în ideea de a oferi din nou consultanță pentru instalația electrică în funcție de dotările tehnice prinse în buget. S-au solicitat ei consultanță sau da, te temut să nu strice? Nu, ne-au solicitat, da. Ne-au dat telefon, am venit toți acolo cu Andrei Cozlac, cu toți membrii celorlalți, conducerii celorlalte asociații. Și le-am oferit consultanță, pentru că acolo e o investiție de vreo 200.000 de euro în scenotehnică și în toate așa, iar acolo trebuie, mă rog, o anumită putere, că altfel... Crezi în acel spațiu? Adică își va păstra destinația sau ne vom trezi cu altă minune pe acolo? Eu cred că acest spațiu își va păstra destinația. Problema este cum va fi administrat acel spațiu. Adică dacă acest grup de inițiativă va fi ocolit și a fost folosit doar în birou al ATN-ului Tătăraș, așa, păi va fi rău asta. Va fi rău. Pentru că acest proiect a fost gândit în așa fel încât chiar să constituim un punct pe harta țării în privința artei contemporane. Și aici nu mă refer doar la artele vizuale, mă refer și la artele spectacolului și la... Iar dacă nu se va înțelege acest lucru, că acest Centru Internațional de Artă Contemporană va trebui să fie un punct de reper, asta apropo de turism, da? Și de imaginea Iașului cultural contemporan, atunci va fi grav. Apropo de internațional, Carmen, cât de internaționalizat ți se pare orașul la momentul ăsta din perspectivă culturală? Păi nu mi se pare. Nu mi se pare și... Nu cred că este vina locuitorilor acestui oraș, ci este vina faptului că nu sunt susținute evenimentele care să aducă și să facă conexiunea, practic, între mediul local și mediul internațional. Uite, două evenimente care, în mod tradițional, punctau la acest capitol sunt Festivalul Internațional de Literatură și Festivalul de la Luceafărul. Da. Ambele lăsate fără niciun leu anul ăsta și obligate să încropească ceva din ce au sau din alte surse. Este grav, în primul rând este grav că sunt doar două evenimente, deci pe tot parcursul anului Iașu ar trebui să aibă o abundență de evenimente culturale cu componentă națională și internațională, pentru că noi avem și artiști români foarte buni, quasi necunoscuți în plan local, da?
Și consider că este criminal să, mai ales într-o situație de asemenea natură, să lași două evenimente singurele din Iași, să le lași de izbeliște. Dar îmi pare rău să o spun și cu dezamăgire spun, noi avem totuși doi secretari de stat, Ministerul de stat în Ministerul Culturii. Niciodată n-am avut atâta forță teoretic la București, în zona culturii. Da, dar nu se simte nimic. Nimic absolut. Deci nimic absolut. De când s-a instalat acest guvern, mi-ar fi plăcut să-i văd la Iași, să aibă întâlniri cu organizatorii de festivaluri, cu operatorii culturali independenți, cu manageri de instituții culturale, cu... Dom'le, ce facem? Aproape că erau mai prezenți cei doi înainte de a fi secretari de stat decât acum. Da, deci nu înțeleg chestia asta, adică totuși, iată că dacă dorim să devenim, mă rog, capitală culturală a României, da, avem ambiția asta, iată, avem doi secretari de stat care ar putea pune bazele acestui proiect și ar putea acorda un sprijin. În primul rând, un sprijin acestor două festivaluri, poftim. De ce? Sau chiar o formă de lobby pe autoritățile locale să, exact, să se mobilizeze. Dar vă spun, Ministerul Culturii, și îmi pare rău că trebuie să spun, este de toată rușina. Deci este de toată rușina. Păi, peste tot în lume s-au acordat ajutoare, da, atât instituțiilor publice de cultură, cât și sectorului cultural independent. Și s-au alocat ajutoare consistente și tot nu sunt suficiente, tot sunt probleme mari, mari. Și vorbesc aici de țările cu care noi practic nu ne putem compara. Da? Germania, Franța, Anglia. Deja în Anglia acolo am văzut că sunt revolte. Sunt teatre mari care au anunțat că se închid. Exact. În schimb, Ministerul Culturii nu văd să aibă niciun fel de plan, deci niciun fel de... Au făcut acel program Acces 2020, care este de toată rușina pentru sectorul cultural independent, unde doar 20 de proiecte puteau fi finanțate cu suma pe care au pus-o ei la dispoziția aplicanților. Păi da, 20 de proiecte. Primăria Municipiului Cluj finanțează 200 și ceva de proiecte. Adică tu ca minister ajungi să fii mai jos ca potențial, ca o primărie de oraș, de provincie? Păi despre ce vorbim aici? Clujul, ca o paranteză, trebuie să spunem, chiar dacă nu e rușine ca ieșeni, alocă 12 milioane lei pentru proiecte din zona independentă. Da, 12,6 mai exact. Iașu, pentru că 400 de mii. 400 de mii, da. Da. Deci 30 de ori mai mult. Exact. Nu poți să nu rămâi așa cu privirea pierdută un pic. Exact. Adică este foarte, foarte, foarte trist. Și eu, nu știu, în fiecare, odată la 4 ani, vai de mine, campanie electorală, nu știu ce, se bagă iarăși cultura în față, iarăși, vai că vom renaște ca pasărea Phoenix. Bun, dar în ăștia 4 ani de zile, ce ai făcut ca să te cred eu pe tine că vei renaște ca pasărea Phoenix? Am avut festival al educației, am avut niște... Festivalul ăla, ideea, eu nu... Era rea ideea. Deloc. Implica universitățile, exact, puncta la capitolul ăsta, profilul universitar al orașului. Exact. Dar uite că s-a cam diluat. S-a diluat, nu știu, nu are un conținut, e o varză de festival. Acel festival ar putea să aibă un conținut extraordinar de bun și dacă ar fi antrenați în organizarea acestui festival mai mult, nu știu, mai mulți strategi, ca să zic. Dar nu, deci este un festival, hai să facem un festival, e un festival al festivalurilor. Cred că există genetic sanguin, nu știu, tentația asta a centralizării unui eveniment, care trebuie să fie controlat de un singur om sau de un grupuleț. Și atunci automat apar suspiciune, apar subiectivități extreme, apare eșecul calitativ. Da,
Da. Există tendința asta de a ține așa totul sub sub o broc așa, nu cumva să cred că este și o miză electorală, pentru că în general festivalurile adună mulțimi și atunci dar și economică, cred. Și economică. Că m-am săturat de direcția 5, ca să dau un exemplu, până peste cap. Deci e clar că acolo nu poți să chem în fiecare an pe cei la direcția 5. E clar că e o chestie de impresariat, de șmechereală de asta. Da, nu știu, sau poate le e la îndemână, sau poate sunt liberi, sau pentru că și festivalurile astea, dacă tu le organizezi de pe o zi pe alta, aduci cine e liber în perioada aia. Pe când dacă îl gândești cu un an înainte, atunci ai o diversitate de artiști, ai, dar tu când în martie te trezești sau în aprilie te trezești că ai festival și în mai începe festivalul, atunci aduci direcția 5 de... Exact, adică asta este de fapt problema. Carmen, 10 minute mai avem. Vreau să intrăm un pic pe discuția despre modul în care pandemia va influența artele spectacolului, pentru că evident din interiorul acestui domeniu trebuie să iei în calcul și chestiunile astea. Cum ne va transforma ca oameni din zona spectacolului povestea asta bizară care ni se întâmplă în continuare? Nu știu, perspectivele nu par încurajatoare, adică din ce am văzut că declară Organizația Mondială a Sănătății, trebuie să ne pregătim la o chestie a la lung, pentru o chestie a la lung. Eu totuși sper ca de la anul să se reintre în normal, pentru că sunt câteva zone, și aici mă refer strict la artele spectacolului, care implică muzică, implică coreografie, implică teatru. Și un caracter al prezenței fizice. Exact. Și aceste arte, pe aceste arte online nu le distruge, le distruge calitatea, le distruge consistența, le distruge, adică, nu știu, cei din zona teatrului, hai să zicem că s-ar putea apuca de film, să creeze niște... Au fost deja încercări, dar lamentabile calitativ. Da, da. Eu nu știu, eu sper ca anul ăsta și la anul, na, dacă o să mai fie, să fie ultimele și să revenim în sălile de spectacol, s-ar putea reveni în sălile de spectacol dacă ar exista o strategie, pentru că studiam presa internațională și New York Times chiar vorbea despre orașul New York, cum a tranzitat în 1918 gripa spaniolă și nu s-au închis teatrele. Nu s-au închis teatrele. Deci, într-adevăr, era păstrată distanța, într-adevăr, era acolo, a fost un strateg minunat, iar teatrele și instituțiile de cultură au fost folosite pentru educarea cetățenilor. Deci, un lucru extraordinar, iar New York atunci a avut foarte puține cazuri de gripă spaniolă. Adică ar trebui să mai tragem cu ochiul ce s-a întâmplat în trecut. Și cred că sălile de spectacol ar putea funcționa. Adică, slavă Domnului, se poate achiziționa un tunel pentru dezinfecție, da? Sunt acele lămpi ultraviolete, da? Cu telecomandă, lași lampa aia, îți dezinfectează toată... Contraargumentul formulat la toate soluțiile pe care le propui tu e cel economic. Ajungi să investești mult prea mult în crearea unui spectacol și a securității din jurul spectacolului pentru ca acel spectacol să mai fie profitabil din nivel economic. Dar eu am o întrebare. Pandemia asta o considerăm o calamitate sau nu? Eu o consider o calamitate. Încă nu știu dacă avem imaginea completă a consecințelor. Avem foarte multe decese, avem economia pusă pe butuci. E o calamitate. În caz de cutremur, de unde sunt bani? De unde sunt bani ca să reconstruiești? Există, teoretic, ar trebui să existe un fond special. Păi, despre asta vorbim. Da, în fondul ăla înțeleg că deja s-a umblat. Păi da, fondul ăla trebuie cheltuit cu cap.
trebuie cheltuit cu cap, adică nu mi se pare un capăt de țară o investiție de maxim 5.000 de euro pentru un tunel de ăla, da? Sau nu știu cât e o lampă de aia cu ultraviolete ca să dezinfecteze o sală. Adică totuși cred că sunt soluții cu niște costuri acceptabile, adică nu exorbitante, dar nu se dorește, pentru că nu există un plan. Cel puțin eu de la Ministerul Culturii nu am văzut niciun plan. Nu știu cum vor funcționa. Instituțiile de cultură de bine de rău mai au o plasă, dar independenții, nu știu, ori vor dispărea. Dar e subțire și plasa din zona instituțională, pentru că deja există presiunea aceasta a spectrului disponibilizărilor, deja au fost obligați să intre în concedii, da, fără plată sau un șomaș tehnic. Da, pentru că nu există o strategie. Adică, mă uit, toate țările europene încearcă să mențină cultura pe o linie de plutire, fie că este instituționalizată, fie că nu, iar noi pur și simplu o anihilăm. Păi, mă uitam acum, Ministerul Educației și Învățământului, cum să pui tu artele opțional? Cum să desfințezi tu orele de limba latină? Da, păi, dar copiii ăștia nu trebuie să știe care este originea limbii române, adică desfințăm niște chestii pur și simplu irresponsabil. Păi, originea limbii române e limba engleză. Da, romgleza. Păi, na, și așa văd că tot felul de miniștri vorbesc cu un soi de romgleză, chineză, engleză, habar n-am. Așa, probabil că asta se dorește. Sărăcia care se prefigurează, crezi că va modifica esteticile propriu-zise în artele spectacolului? Vom intra într-un minimalism de ăsta agresiv? Dacă intrăm într-un minimalism, e bine, pentru că minimalismul e frumos. Numai că minimalismul e costisitor. Eu cred că vom intra într-o zonă de teatru sărac. Ceea ce Grotoții ți-ar spune că în sfârșit ați ajuns la concluzia mea. Da, dar numai că teatru sărac filmat arată și mai sărac. Pe când un teatru minimalist filmat arată bine. Problema e că minimalismul costă. Costă. Deci de la un decor, chiar dacă îl faci într-o cameră, îl filmezi, nu știu ce, dar ai nevoie de o scenografie. Investești mai mult în tehnologie. Da, sau în tehnologie, exact. Pentru că așa, pentru un ministru bunoară care nu prea știe el ce e cu teatru, lucrurile sunt foarte simple. El are un regizor și care îi spune ceva unui actor, într-un spațiu gol eventual, ca să fim în zona lui Peter Brook. Și el spune că gata, teatrul e făcut. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Da, poate fi făcut și genul ăsta de teatru, dar la un moment dat e cam saturi. Adică... Riscăm un exces de tehnologizare a artei la momentul ăsta? Cred că pe o perioadă da, dar după aia eu cred că se va reveni, pentru că oamenii au nevoie de o artă vie, deci de o artă pe care s-o pipăie, dacă tehnologizarea asta excesivă, nu știu, duce într-o zonă în care, uitați-vă cam cum arată arta făcută pe computer. Deci nu e o artă neapărat. Eu deja personal m-am săturat până peste cap să văd în online spectacol de teatru. Sunt două variante acum. Ori percepția mea se va adapta la tipul ăsta de receptare, ori refuzul va fi categoric și atunci va apărea o inevitabilă distanțare a mea în raport cu acest tip de transmitere a artei. Da, și eu cred că artiștii nu ar trebui să mizeze foarte mult pe chestia asta. Ei săraci se chinuie mai ca să nu dispărem. Da, hai să facem ceva ca să mai fim așa. Hai să facem. Da, dar nu cred că ar trebui să mizeze foarte mult, pentru că e evident că teatrul online plictisește, pentru că filmările sunt făcute rudimentar. Adică, da, dacă ai avea, de exemplu, o tehnologie în așa fel încât să te duci spre un teatru de televiziune, unde să poți lua niște cadre ca lumea, unde să poți crea niște perspective și așa, da. Dar acest teatru online, într-adevăr, plictisește, este un teatru arid, este un teatru la care nu te poți uita. Și acum nu vreau să dau exemplu, dar așteptam cu sufletul la gură să văd un spectacol de teatru, nu spun al cui și de cine regizat,
și am avut o dezamăgire pentru că era filmat rudimentar. Deci rudimentar, pur și simplu, n-am putut să mă uit mai mult de un sfert de oră, 20 de minute. Ori, probabil dacă eram în sală, eram așa, cu ochii. Mai avem mai puțin de un minut, Carmen, outdoor-ul, asistăm la o reabilitare a outdoor-ului? Da, eu cred că... E o soluție pe termen lung? Da. Teatru în zăpadă? Teatru în zăpadă s-ar putea face, dar pe o perioadă foarte scurtă de timp și spectacole de maximum jumătate de oră, eventual sketch-uri. Da. Mulțumesc mult, Carmen, pentru prezența în emisiune. Sper să intrați într-o oarecare, într-o minimă normalitate în zona de accesare de fonduri pentru cultură independentă. Baftă multă și ținem legătura. Mulțumesc pentru invitație și să vă audă cine trebuie. Mulțumesc! Ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!